Salutare, Tiago! Iată că ne aflăm în luna cadourilor și tu ai cel mai de preț cadou, să zic așa, un băiețel Matias. Felicitări și din partea noastră. Cum te simți? Da, mersi, mersi, tu foarte, foarte fericit. A făcut băiatul aici, în Craiova, și acum anul termină foarte bine pentru mine și sunt foarte fericit și bucuros. Spune-ne cum ai primit vestea aceasta. Foarte fericit, era un lucru că eu și soția mea evrei a mult timp și a fost un lucru că așteptam foarte mult timp. Te-ai gândit, poate să-i pui și un prenume românesc, având în vedere că la voi, în Portugalia, sunt într-adevăr multe prenume. Na. Cum te simți tu la final de an 2019? Ce crezi că ai realizat tu atât pe plan personal cât și la nivel cu echipa și ce așteptări ai pentru 2020? A fost un an bun pentru Craiova, pentru că Craiova a consolidat în lupta pentru titlu, a creat o bază nouă de pregătire. Credeți și sunt sigur că la anul viitor Craiova va fi mult mai puternic. Și pentru mine a fost un an bun și greu. A avut un început de an foarte bun și după a avut ceva schimbare aici și au avut 2-3 luni mai greu, dar a terminat bine. Ne întoarcem din nou la copii. Crezi că Matia să-ți facă ca pe urme să devină fotbalist sau alte planuri cu el? Sincer, eu nu vreau să fiu fotbalist, Matias. Fotbalist e o viață grea și Deci va fi școala primordială pentru el. Asta îți dorești cel puțin tu. da. Primul vreau să studie și după va fi ce îl vrei. Are deja pe părul tău? Da. Are foarte mult păr, dar nu știu ce va fi cu mine, dar până acum are foarte mult are. Ai de gând să te oprești aici sau vrei să faci o fetiță, spre exemplu? Eu vreau încă unul, încă unul. Vreau încă un copil, dar vedem ce se va întâmpla în viață. Spuneai puțin mai devreme că, într-adevăr, ai trecut și printr-o perioadă mai grea. Cum te-ai motivat pentru perioada respectivă ca să ajungi din nou să fii titular la Universitatea Craiova, având în vedere că și mulți dintre suporteri și o parte a mass mediei te-ar fi dat la o parte practic de la echipă după acel eveniment cu FCSB? A fost dorința mea și încrederea în mine. A fost decizia mea să rămân aici. Sunt în cel mai bun club din România. A fost 2 luni grea pentru mine, dar eu am avut mereu încredere în mine și știu calitatea mea și după cu schimbare de antrenor a fost un început nou, cred, pentru toată lumea aici. Și termină bine anul pentru mine, pentru că a fost dorința mea să rămân aici. Tu mereu ai fost dat un exemplu foarte bun atât de oameni din fotbal, cât mai ales de către oameni din jurul echipei noastre, ca fiind un exemplu atât la antrenamente și în cadrul meciurilor oficiale, ca devotament și atitudine. Da, e personalitatea mea. Trebuie să trecem de dificultate care avem în viață și a fost un moment greu, dar cred că a fost mereu un exemplu pentru toată lumea în antrenament, când nu a jucat, când a jucat și așa a fost. Dacă ar fi pentru anul 2019 să faci un top al momentelor tale, cel mai bun moment și cel mai slab moment, care ar fi acelea din teren? Cel mai bun moment, cred că e greu să spun, a fost un an dificil. Personal a fost când a ști copilul meu, a fost un cel mai fericit moment și moment mai greu a fost 2 luni, că toată lumea știe ce s-a întâmplat aici,
Dar, cum a zis, fă decizia mea și sunt foarte fericit aici. Ce le promit suporterilor pentru anul 2020? Așteptările sunt mari din partea lor și așteptăm cu toții titlul cu numărul 5. E dorința noastră, la fel. Avem acest vis, toată lumea vis cum noi și sper că anul ăsta putem să câștigăm titlul. Ce ai de gând să faci în această perioadă de iarnă? Se știe că foarte mulți dintre jucătorii profesioniști, într-adevăr, se antrenează în continuare, fac separat și se pregătesc pentru cantonament. Așa va fi. Va fi doar 2 săptămâni de pauză, foarte scurt, și nu putem să oprim acum. Trebuie să facem mereu ceva exerciții și așa va fi. Mulțumim mult! Plăcere!